Povestea a început încă din perioada vacanței, atunci când a căzut în plasa unui tânăr de 21 de ani din Șerbănești. Sub amenințări, fata i-a distribuit acestuia pe Facebook în privat fotografii în ipostaze indecente. Pozele au ajuns și la alți colegi de liceu ai fetei, care au continuat să o șantajeze odată cu începerea anului școlar, amenințând-o că le vor posta pe rețelele de socializare. 7 suspecți au fost ridicați astăzi de procurorii de ICOT și aduși la audieri, alături de alți 5 martori, 3 colegi, diriginta fetei, dar și directorul unității de învățământ din Podcoava, care au mărturisit că, deși au aflat despre această poveste, au uitat să anunțe și poliția. Am fost invitată eu și doamna dirigintă în calitate de martori într-o presupus caz de producere și distribuire de material pornografic. Noi am aflat de existența lor această săptămână. Au fost făcute în timpul vacanței de vară de către eleva care este în clasa 11-a la noi. Și noi am anunțat familia care nu știa și am îndrumat familia să se adreseze organelor competente în sensul stoporii distribuirii acestor materiale. A fost o scăpare, să spunem, din partea mea că în paralel cu plângerea mamei să facem și noi o plângere în sensul ăsta. Pentru pornografie infantilă, suspecții riscă până la 7 ani de închisoare. Având în vedere că 6 dintre ei sunt minori, pedeapsa se poate reduce la jumătate.